Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Păun la Europa FM. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână este simplu de recunoscut și asta pentru că face jurnalism din pasiune, iar în momentul în care cauți să faci jurnalism cu pasiune, reușești să inspiri și pe alții și mai ales reușești să produci acele schimbări pe care te-ai aștepta să le producă reportajele pe care le pui în lumina reflectoarelor sau pe ecranele oamenilor. Paula Herlo, nici nu știu cum a trebuit să te mai descriu, pentru că lumea deja te cunoaște foarte bine. Mulțumesc, bună! Da, sper, nu știu cât mă cunoaște lumea, ce știu sigur e că fac, așa cum spuneai și tu, meseria asta din pasiune și dacă se văd rezultate, e pentru că punem foarte mult suflet în ce facem. Cât de greu e să fii jurnalist și în același timp un superstar al jurnalismului, un om al cărui nume este cunoscut, de la care sunt mereu așteptări și despre care e greu să mai meargă sub anonimat sau sub acoperire pentru vreun reportaj? Noi deja când ne prezentăm ca fiind jurnaliști la România Te Iubesc și spunem, sunt Paula Herlo de la România Te Iubesc, autoritățile se așteaptă deja la ceva neplăcut. Adică știu că nu venim acolo să-i mângâiem pe cap. Nu e greu. Eu merg de fiecare dată când prind un subiect, mă duc cu credința că l-am documentat foarte bine și că ceea ce fac eu e un lucru bun. Dacă realitatea din teren îmi arată altceva, atunci n-o să mă pun de-a curmezișul, dar cele mai multe ori realitatea din teren confirmă ce documentăm noi în București. Nu mai e complicat. E o meserie pe care deja o fac de mai bine de 20 de ani. Are și această meserie rețetele ei pe care le cunoaștem. Așa că e o plăcere. Mai degrabă. Apropo de meserie pe care o faci cu multă pasiune și de mult timp, vin foarte, foarte mulți oameni din urmă care încearcă să facă lucrurile din ce în ce mai bine și așa ajungem la superscrieri, la concursul cel mai important dedicat jurnaliștilor practicanți sau care aspiră să-și creeze un nume în acest domeniu. Cât de greu este să-i jurizezi pe alții atunci când ieși tu la rândul tău un jurnalist? Nu e greu deloc. În schimb, mă uit cu ochi critic pe ce citesc sau pe ce văd. La mine, de obicei, ajung materialele video la jurizat. Sunt mai multe criterii pe care le iau în calcul, cât timp a durat documentarea plus realizarea reportajului, cât de complex este, cât de adânc este săpat în investigații și așa mai departe. Dar este o foarte mare bucurie pentru mine să constat că tinerii care vin din urmă chiar știu meserie. Noi jurnalismul de investigație l-am învățat din mers, pentru că ne-am apucat de asta în 2008, când nu existau foarte mulți jurnaliști de investigație, chiar în mare pe degete. Și am învățat pas cu pas, am învățat și dând cu capul, dar copiii ăștia care vin din urmă sunt niște copii foarte talentați, sunt niște copii care nu se tem, ceea ce este extrem de important în jurnalismul de investigație și foarte, cu un condei foarte bun. Eu sunt deja în al treilea an de superscrieri în juriu și în fiecare an mă bucur să văd o gașcă de jurnaliști tineri și foarte talentați. Nu toți cei care se înscriu la superscrieri sunt tineri, dar mă uit cu plăcere și cu invidie pe unele materiale pentru că da, chiar cred că se face presă de investigație în România și superscrieri ne arată asta în fiecare an. Cât de grea este presiunea unei investigații? Pentru că te gândești că scoți la lumină niște lucruri și s-ar putea să pornești de la niște premize greșite și să distrugi vieți și multe, multe în lanț. E foarte... E un fir foarte subțire. Uite, de exemplu, noi avem acest obicei, înainte de a difuza o investigație pe post, o trimitem la departamentul juridic, astfel încât să fim siguri că suntem acoperiți juridic și că toate documentele pe care noi le prezentăm acoperă ceea ce noi afirmăm în reportaj. Deci, din punctul ăsta de vedere, cumva, când intră materialul pe post, cel puțin din punct de vedere juridic, știu că n-am greșit.
nu mi s-a întâmplat până acum să fiu dat în judecată. Presiunea este foarte mare și îți spun și de ce, pentru că pleci pe teren cu un subiect și ajungi acolo și descoperi o grămadă de alte ițe și riști să intri, să te duci pe o grămadă de cărări, să nu mai știi cum să te întorci, într-un final toate aceste cărări să le pui într-un tablou unitar din care să și înțeleagă oamenii ceva. Eu, de exemplu, am fost la Iași, nu ascund că în curând voi difuza o investigație la care am lucrat acolo destul am săpat destul de adânc și m-am dus știind niște lucruri factual din București și când am ajuns acolo discutând cu oameni implicați, am aflat o grămadă de alte lucruri. Deci, există riscul ăsta să te pierzi în detalii, să te pierzi pe foarte multe cărări, dar în ceea ce privește corectitudinea, repet, suntem foarte atenți. Adică, da, nu mi-aș permite niciodată să spun despre cineva ceva la televizor și eu să știu că nu e adevărat sau asta nu se poate întâmpla. Bine, poți să nu pornești de la premiza că știi că nu este adevărat, ci ulterior să se dovedească că erau niște informații inițiale greșite. Nu mi s-a întâmplat până acum. Nu mi s-a întâmplat. Dacă eu în documentarea mea constat că nu e adevărat și în mod normal o documentare bună ar trebui să-ți arate care e adevărul, nu merg mai departe. Voi la România te iubesc și tu în special, Paula Herlo, atingeți niște subiecte foarte sensibile, delicate, complexe. Cum faci totuși să te deconectezi de la subiectele astea și să nu intri într-un soi de film și după aia să rămâi în el? Nu te prea poți deconecta, adică cine își imaginează că intrăm în casă și închidem ușa și deja începe universul familiei în care noi nu aducem cu noi problemele de la serviciu, se înșală, nu se întâmplă asta. Sunt nopți în care mă trezesc gândindu-mă la subiect, sunt nopți în care visez subiectul respectiv. E o presiune și un stres care mă apasă înainte de a difuza, tocmai pentru că vreau să fie, pentru că mă gândesc, oare am luat reacții tuturor, oare am vorbit cu toată lumea, cine ar mai fi de abordat. În jurnalismul de investigație e foarte ușor să fii dat în judecată și nu e chiar plăcut să te trezești cu citație. Deci nu se întâmplă să te deconectezi. Când vrei, nu știu, în meseria asta, dacă vrei să fii un om relaxat, nu faci investigație. Faci altceva. Faci reportaj de turism, faci ce vrei tu, dar nu investigația asta. Nu. E un domeniu în care n-ai cum să scap de stres. Stresul e de când începe sezonul emisiunii până se încheie și după aia, peste vară, lucrezi la sezonul următor. Deci e o cantitate foarte mare de stres pe umerii noștri, pe umerii tuturor colegilor mei. Oamenii văd de regulă câteva minute de reportaj. Da. Cât se muncește, de fapt, pentru acele minute? Știu că ne-am gândit, am calculat și pentru un minut de reportaj filmăm cam o oră, o oră și ceva de brut. Nu știu, m-am întors acum de la ea și chiar înainte să vorbesc cu tine m-am uitat să văd ce, nu știu, cred că sunt vreo 12 ore de brut. Deci, iar bucata despre problema de la ea și va fi probabil undeva la 12 minute în reportaj. Deci o oră la un minut, cam așa. Și documentarea propriu-zisă? Documentarea durează uneori o săptămână și ceva, două, dacă o faci așa intens, ea poate dura și mai mult, pentru că nu-i găsești pe toți cei implicați, unii se ascund, e foarte greu să conving pe toată lumea să vorbească și din cauza renumelui emisiunii, ca să zic așa, și am folosit intenționat din cauza, pentru că în astfel de situații nu ne ajută să spunem că suntem de la România, te iubesc, pentru că în loc să zică, oh, dar ce bine că ați venit, nu mai știu pe unde să se ascundă. Dar, da, durează cam două săptămâni și documentarea. Ținând cont că e atât de complex și de complicat să faci jurnalist de investigații, uitându-mă și la cei care s-au înscris la Super Scrieri, de ce ar vrea cineva să meargă pe drumul ăsta? Pentru că probabil că este domeniul în care îți oferă cea mai mare satisfacție din punct de vedere profesional. E o zonă unde pătrund doar cei foarte pasionați și foarte buni. Adică, ca să faci jurnalist de investigație, trebuie
ai nevoie de o grămadă de calități, să fii, să ai o gândire critică, o gândire analitică, să știi să pui toate piesele de puzzle într-un tablou corect. Și atunci, na, nu este la îndemâna tuturor, iar cei care fac jurnalist de investigație cumva se îndreaptă de spate, așa, când vorbesc despre asta. Iar nivelul de adrenalină este foarte mare. Gândește-te că uneori stăm câte 4-5 ore de la pândă pentru un personaj pe care îl vizăm într-o anchetă jurnalistică și când apare, atunci în alea câteva secunde, un minut maxim cât reușești să stai de vorbă cu el, tu trebuie să știi exact ce întrebări să pui ca să scoți ce ai tu nevoie să fie acoperit pe investigația ta. Și da, sunt cu bubuie, cu bubuie de inimă. E interesant. Sărbătorești, sărbătoriți după ce vedeți efectele unui reportaj pe care l-ați făcut? Uite că n-am mai sărbătorit în ultima vreme, cumva ni se par firești. Da, după atâția ani nu mai sărbătorim. Ne bucurăm de reușitele noastre, de reușitele colegilor. Ne bucurăm între noi, dar nu le mai sărbătorim. Uite, exemplu, ancheta lui Rareș Năstase, care a oprit construcția de hidrocentrală pe râuri. Aia a fost chiar o realizare jurnalistică, pentru că până să meargă el acolo și să vorbească despre asta și să se discute, să pună pe agenda publică subiectul, fiecare construia ce dorea, unde dorea. Mi se pare că lumea noastră s-a polarizat foarte mult în ultimele luni, în ultimii ani, dar în ultimele luni cu atât mai mult. Cât de ușor sau cât de greu vă este cumva să cuprindeți lumea asta în toată complexitatea ei într-un reportaj, în temele pe care le alegeți și cumva să vă adresați tuturor astfel încât mesajul să ajungă mai departe, nu doar într-o bulă în care știi oricum că oamenii sunt sensibili și urmăresc respectivul subiect? Noi ne adresăm în anchetele noastre tuturor prin simplu motiv că atingem un subiect care îi vizează pe toată lumea, furtul din banul public. Ori această discuție în care eu vă arăt vouă, telespectatori și plătitori de taxe și impozite, cum sunt risipiți banii voștri sau cum sunt furați, e un subiect care interesează pe toată lumea. Într-adevăr, trăim într-o societate, mai ales în ultimul an, divizată, dar subiectele despre care noi vorbim la România Te Iubesc sunt subiecte care, cred eu, interesează pe toată lumea. Cred că de aceea e și o emisiune foarte iubită, pentru că oamenii se uită la România Te Iubesc și zic, bravo, mă, asta l-aș întreba și eu. Au senzația că pun ei prin vocea noastră întrebările lor, nervii lor din casă și descarcă uitându-se cum noi, de fapt, abordăm subiecte care îi dor și pe ei. Sănătate, învățământ, păduri, agricultură. Uite, Alex chiar e pe teren acum, Alex Dima face un reportaj despre o investigație pe subiectul ăsta, pe agricultură. Rareș Năstase difuzează duminică o anchetă despre apele de mină. La fel, un domeniu nereglementat. O să vedem și niște cartiere în noroi, în speță cartierul Henri Coandă, o anchetă pe care a făcut-o Cosmin Savu. Paul Angelescu, săptămâna viitoare, o să vină și el cu o anchetă amplă și probabil cred că este singurul care a despicat firul într-un milion la Neamț, acolo unde s-a întâmplat acea tragedie. S-a dus acolo, a stat câteva zile, a stat pe capul autorităților și o să aducă niște răspunsuri la care nu se așteptă nimeni. Bun, îmi spui de furtul din bani public și mă gândesc la memoria noastră colectivă care pare foarte scurtă. Ok, este difuzat un reportaj, trezește ample reacții, o săptămână, două, trei, după care realizăm că ne întoarcem din nou de unde am plecat. Așa este. Nu toate reportajele noastre se încheie cu vreo schimbare sau cu vreo luare de poziție a autorităților, dar atunci când se întâmplă, chiar contează. Încerc să-mi aduc aminte, uite, reportajele lui Alex despre păduri clar au schimbat ceva și în mentalitatea colectivă și în legislație. Da? Acum deja se discută în CSAT, dar este o problemă de siguranță națională. Toate problemele pe care le-am dezvoltat eu în spitalele din România, primele mele investigații în domeniul sanitar am făcut-o în 2011, deci înainte de colectiv și înainte de toată nebunia cu nosocomialele, a fost exact asta. M-am dus cu niște teste rapide, am prelevat probe din mai multe spitale din București cu acele teste și am dus la laborator și am descoperit tot felul de infecții în spitalele din București. Deci nu toate se termină cu o rezoluție, reportajele, nu toate au ca efect o schimbare sau o luare de poziție, dar cred că ce am reușit noi să schimbăm din 2008 și până acum a fost o
a fost atitudinea omului de rând. Știi, până acum noi eram, sau oamenii zic, s-au săturat, nu mai vor să știe, acum deja s-au mai trezit, își cunosc drepturile, știu că banul public e și banul lor. Noi venim dintr-o societate sau dintr-o generația mea și generația părinților, dintr-o mentalitate comunistă în care dacă furai de la stat era ok. Da? Băi, a furat, da, și făcut. Și acum dacă te mai duci prin orașele României, zici, bă, a furat primarul, da, a făcut. Măcar ăsta a făcut. Nu, niciun fel de problemă că de fapt el a furat din banii publici, din banii lor, din taxele lor. E important e că a și făcut ceva. Pentru că așa era în comunism. Ca să supraviețuiești, mulți furau de la stat și statul se făcea că nu vede și ok. Ori acum nu mai e așa. Noi asta încercăm să arătăm la România, te iubesc, că de fapt în momentul în care tu furi din banii sănătății, fur de fapt din sănătatea unor oameni și mergând mai departe, putem spune chiar că îi omori. Când tu, manager de spital, bagi mâna în banii destinați spitalului, cu ce ești tu mai puțin criminal decât un criminal? Adică genul ăsta de discurs extrem de argumentat și de punctat în reportajele noastre a făcut ca oamenii să-și pună aceleași întrebări și să nu mai permită. Și eu sunt foarte mândră de asta. Uite, noi când am fost cu cartea în turneu prin țară, am lansat două volume semnate de noi, România te iubesc, și au venit oameni la lansări foarte, foarte fain, cu subiecte foarte pertinente pe care mi le-au adus, cu dovezi. Unii dintre ei chiar merg până într-acolo încât ne și trimit dovezi. Deci, nu mai e. Noi când am pornit în 2008, nu aveam publicul atât de aproape de noi cum e acum. Acum cumva simțim publicul ăsta parte din echipă. După fiecare anchetă primim zeci de mesaje pe Facebook, zeci. Și pe pagina emisiunii și pe conturile noastre personale de la oameni care reclamă câte ceva. M-ai adus în zona sănătății, în zona spitalelor, un domeniu care ți este foarte familiar. Da. În perioada asta și mă uit la niște scandaluri și discuții recente pe care n-aș vrea să le invocăm neapărat, observăm că toți au început să se priceapă la domeniul sanitar. Este o neîncredere din ce în ce mai accentuată în ceea ce se prezintă la TV și ceea ce se prezintă public. Da. Cât de mult poate să fie ficțiune în ceea ce vedem noi la TV și cât poate să fie realitate și cum poți tu ca reporter să le asiguri oamenilor această liniște, că ceea ce văd este o imagine reală, nu este fabricată, nu este un scenariu după care se întâmplă niște filmări și descoperiri. Noi până recent am făcut parte din echipa știrilor. În acest an de pandemie am intrat în redacția știrilor și am fost suport la știri. Abia de două săptămâni am întors pe teren la România, te iubesc. Și da, știu cum se întâmplă, ce se întâmplă într-o redacție de știri. În general, pentru știrile din ziua aceea, sunt mai multe categorii. Sunt cele informațiile enunțate de autorități, da, care sunt puse prezentate sub formă unei știri, dar nu știu, șeful Comitetului pentru Situații de Urgență a anunțat că sau că se impune carantinarea sau că așa. Iar în ceea ce privește sectorul medical, eu cred că trebuie să-i ascultăm pe specialiști. Eu nu știu dacă vreun jurnalist își poate permite să... Nu știu, eu nu mi-aș putea permite să fac vreo afirmație în zona sănătății fără să am în spate spusele unor specialiști, oameni care au studiat, care sunt medici, care au făcut școală. Noi, jurnaliștii, trebuie să-i ascultăm pe ei, pe oameni care cu asta se ocupă. Sunt medici, sunt oameni de știință. Cum aș putea un jurnalist să combat ce spune un specialist? Adică, da, știu că e o neîncredere în rândul populației, că medicii, toată lumea pare manipulată. Deci dacă îi asculți, toată lumea este cumpărată și toată lumea e manipulată. Dar noi avem o realitate. Pandemia de COVID-19. Asta este realitatea. Ce se întâmplă în jurul acestei realități sau ce se discută este acum și în funcție de cum fiecare dintre noi cât vrea și cât poate să înțeleagă. Cred că fiecare se raportează personal la această pandemie și acționează, își ia informația de la televiziunea în care are încredere, și informațiile din sursele lor pe care le consideră de încredere. Deci a fost un an în care, da, fiecare s-a poziționat în baza experiențelor personale, pentru că nu poți să-i judeci pe oameni. Oamenii
iau decizii în funcție de ce trăiesc ei la nivel personal. Da, dacă au stat în casă, dacă și-au pierdut joburile, dacă, nu știu, au fost tratați cu dispreț la spital. Toate lucrurile astea constituie un tot și oamenii, în funcție de acest tot, acest tablou al lor personal, iau decizii. Nu sunt de condamnat. Întrebarea este cum fac specialiștii să ajungă la toți oamenii și să le explice ce înseamnă pandemia de COVID-19, care sunt dovezile științifice. Pentru că despre asta e vorba. Mi-e foarte greu să cred că toți medicii din toate țările afectate de pandemie pot fi cumpărați. Sau toți specialiștii din lume pot intra în această conjurație a creierii unei isterii false și așa mai departe. Noi ne bazăm pe ce spun specialiștii. Noi, oamenii de la știrile Pro TV, luăm în calcul ce spun specialiștii. Până una alta, suntem conduși de niște oameni aleși de popor. Ei iau decizii, iar jurnaliștii trebuie să le transmită oamenilor. Acum, nu știu, da, scenarii de scenarii putem suferi cu toții. Dar eu cred că, până la urmă, vorbim pe bază de dovezi. Care sunt dovezile factuale? Astea sunt. Atunci despre asta vorbim. Hai să te readuc în zona de superscrieri. Pentru jurnaliștii care vor să pornească pe acest drum al jurnalismului de investigație, care ar fi sfaturile tale? Să se aștepte la un parcurs greu, dar cu o mulțime de satisfacții. Este extrem de incitant să te apuci să sapi un subiect și să descoperi lucruri nedescoperite nici măcar de procurori. Sau să vezi cum se leagă lucrurile între ele. Sau să vezi cum, uite, de exemplu, la ultima anchetă înainte de pandemie, tot căutam pe portalul Termene, căutam niște firme care lucraseră într-un județ. Și, deci, îți scriam numele firmei și te deam peste un proprietar albanez. Și uite, așa vreo 6 albanezi preluaseră aceste firme ale unor domni. Și de aici am mers mai departe. Am rugat un jurnalist albanez să se ducă să-i caute, să... Da. Și rezultatul a fost că unii dintre ei habar n-aveau că sunt patron de firme în România. De fapt, este o practică în România să vinzi unui cetățean străin firma și tot istoricul ei, astfel încât la un control tu să nu mai ai nimic. Interesant. Dar asta am aflat-o absolut întâmplător, fără să-mi fie. Pur și simplu mi s-au tot legat, am tot văzut albanezii proprietari de firme și am văzut ce-i cu ei. Dacă ai dat timpul înapoi, ai mai porni-o din nou pe același traseu? Da, categoric, da. Da. Uitându-te la superscrierile adunate pentru această ediție, cum reușești totul să faci o departajare între ele? Bineînțeles că este o latură subiectivă, este ce emoții îmi transmite mie acea anchetă, dar ți-am zis, am jurizat cu scala școală, cu pixul și cu caietul în față și mi-am trecut niște marcări, ca să-i numesc așa, care am crezut eu că e timpul de documentare, cât de mult a fost, pe ce perioadă de timp s-a întâmplat realizarea reportajului, ce a dezvăluit, în primul rând, ce a dezvăluit impactul în societate. Și atunci, în funcție de asta, tot dădeam note, tot dădeam și se crea un tot. Dar, da, este și o părere subiectivă, dar n-a fost greu să le... Adică au fost niște anchete anul ăsta chiar foarte bune. Foarte bune. Brici. Paula Herlo, ești omul nostru de milioane la Europa FM și aș vrea să încheiem pe un ton optimist. Văzând cum evoluează jurnalismul, tot ceea ce se întâmplă, multitudinea asta de păreri și de polarizări, ca să ne exprimăm diplomatic, crezi că în România există o urmă de speranță în privința modului în care jurnaliștii își fac treaba sau ne ducem într-o zonă foarte tabloidă și foarte, foarte nișată, fiecare în bula lui și atât? Da, eu cred că e fiecare în bula lui și cred că fiecare își ia informația și își culege știrile din mediile pe care el le consideră de încredere.
Dar în ceea ce privește jurnalismul de investigație, eu cred că nu că există speranță, chiar există un foarte mare viitor. În această gală superscrieri au fost câteva investigații foarte bune legate de achizițiile în pandemie. Și ele au apărut imediat, adică au fost imediat. Aceste anchete au apărut la foarte scurt timp după ce tărășenia s-a întâmplat. Și atunci îmi dau seama că da, sunt eu o armată de jurnaliști de investigație care sunt cu ochii pe tot ce se cumpără, cu ochii pe autorități, pe ce declară. Și da, cred că avem viitor în zona asta și cred că sunt aceste organisme independente de presă care și-au câștigat încrederea oamenilor. Adică deja când vorbim de Rise, când vorbim de echipa de jurnaliști de la Libertatea, când vorbim de Recorder, oamenii deja știu aceste instituții de presă și au încredere în ce scriu oamenii acolo. Deci, da, o să mai fie în continuare, o să fie polarizată societatea, în continuare unii își vor lua informația de la o sursă, alții de la alta, dar cred că unitar există informație credibilă pentru toată lumea. Paula Herlo, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Eu vă mulțumesc pentru invitație și să ne auzim cu bine. Sănătoși! Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Paul la Europa FM.